Salutare și bun venit la un nou episod de vlog. Mitrache Marius sunt și astăzi, după cum v-am promis, vreau să vorbim mai multe despre vascularizare, despre factorii ce contribuie la vascularizare și ce puteți face ca să o îmbunătățiți. În primul și în primul rând vreau să eliminăm din start factorul genetic, pentru că vascularizarea, circulația periferică, este puternic determinată genetic, iar asta e o chestie pe care nu o puteți controla. Dacă aveți un genetic să fiți vascularizați, veți fi. Dacă nu, nu. Așa că astea sunt cărțile pe care le-ați primit, va trebui să jucați cu ele, deci factorul genetic iese total din socoteală. Încă un factor pe care vreau să-l eliminăm din start este uzul de steroizi. Steroizii, marea parte din ei, creează o oarecare retenție de apă. Față de alte momente când ești vascularizat, atunci când folosești steroizi, ești vascularizat și în momentele în care nu simți că ar trebui să fii vascularizat. De exemplu, dacă ai făcut antrenament, ai mușchii pompați, iei un hanorac pe tine, nu trebuie să-ți vezi mușchii ca să știi că sunt pompați. Pur și simplu e un feeling, îi simți. Probabil știți că același feeling, ceva asemănător, îl aveți și cu venele. Știți când sunteți vascularizați și când nu. E bine că vine vorba de steroizi, te trezești vascularizat și în momentele în care n-ar trebui să fii vascularizat, cel puțin la început de tratament. Ăsta este iarăși un factor ce nu ar trebui să conteze foarte mult în discuția de astăzi, pentru că probabil mare parte din voi nu folosesc și nici n-ar trebui să o facă. Un factor foarte important, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai importanți factori când vine vorba de vascularizare, este temperatura. Dacă din diverse motive ai temperatura corpului ridicată, venele vor fi evidente. Asta înseamnă, ai făcut duș, ai făcut cardio, ai făcut antrenament, este cald afară, ești la piscină, saună. Diverse situații unde temperatura corpului este crescută și venele sunt proeminente. Iarăși un factor ce e ușor adiacent cu această situație este legat de termogenice. Există niște arzătoare de grăsimi care îți măresc cât de cât temperatura corpului și atunci, da, vei vedea un efect mai pronunțat al vascularizării. Iarăși un factor demn de luat în seamă este încărcarea mușchilor cu glicogen. Dacă ești foarte descărcat, dacă ai făcut zile întregi de cardio, dacă ești pe un deficit caloric, atunci vor exista puține momente ale zilei în care vei fi vascularizat. Imediat după ce terminați o perioadă de deficit caloric, chiar dacă mănânci 20-30 de grame de carbo, în câteva minute, cel puțin asta e experiența mea, în câteva minute voi vedea o vascularizare pronunțată, mai ales în perioadele în care țineam foarte low carb sau țineam keto sau diverse alte abordări cu foarte puțin carbohidrați. Treaba asta este ușor tangențială cu temperatura, pentru că o parte din carbohidrați sunt arși ca și căldură metabolică imediat după ingestie, mai ales dacă sunt carbohidrați simpli și foarte rapizi. Un alt factor care duce la vascularizare este pomparea din sală. Ați văzut, vii în sală, ești plat, începi să te antrenezi, faci încălzire, miști segmentele, începi să lucrezi cu greutăți și te pompezi, te vascularizezi, arăți mult mai bine. Alea sunt momentele pe care puteți să puneți bază. Știți că atunci când sunteți în sală la cald, cu mușchii pompați, aveți cu siguranță vascularizare. Bineînțeles, nici chestia asta nu e bătută în cuie, pentru că dacă te antrenezi deshidratat, dacă te antrenezi în lipsa sodiului, dacă te antrenezi plat, este frig. Toți factorii ăștia contribuie la vascularizare și trebuie luați în seamă, dar de cele mai multe ori, pentru majoritatea practicanților, pomparea cea mai bună duce la vascularizarea cea mai bună. Deși se poate și altfel, veți vedea. Putem să ajutăm cumva vascularizarea prin suplimente. Citrulină, vedeți și în spatele meu, arginină, coenzima Q10, niacin și cacao duce la vascularizare, usturoiul, magneziul, nu în ultimul rând, Viagra, Cialis și tot felul de pastile de genul ăsta care asta fac. Există culturiști în circuitul amator și profesionist care folosesc așa ceva înainte de a urca pe scenă, tocmai pentru că așa funcționează. Ajută la vascularizare, bineînțeles, în alte zone, dar funcționează și pentru întreg corpul. Cea mai bună vascularizare, cu siguranță, o veți avea după blood flow restriction. Asta ce înseamnă? Să zicem, strângi brațul prin diverse metode, fie cu fascie elastică, fie cu chiar și cu mâna funcționează când te duci la analiză sau prin diverse metode, vei stopa circulația sângelui, vei fi mai vascularizat. Există totuși niște antrenamente bazate pe blood flow restriction, este o metodă relativ nouă, nu mai necesită lucru cu greutăți atât de mari și poți avea rezultate comparabile, asemănătoare cu antrenamentul cu greutăți, lucrând practic pentru pompare. Am dat și o șansă cât de cât un antrenament de genul ăsta, dar n-am avut răbdare să continui, pentru că mie îmi place să trag de fiare, îmi plac greutățile,
N-am de gând să îmi pun un garou și să lucrez cu greutăți mici, să fac pompare și cine știe ce protocoale de genul ăsta. Mai ales că există o limitare din punctul ăsta de vedere. Faptul că poți lucra doar membrele prin metoda asta, pentru că nu ai cum să oprești sângele să ajungă la piept, să ajungă la umeri, să ajungă la spate. Deci metoda asta este ușor limitată la membrele superioare și inferioare. Hidratarea joacă un rol foarte important. Chestia asta o puteți testa și o puteți vedea foarte bine când faceți o pregătire de concurs. Există zilele unde ești descărcat și dacă scoți și apa și ești și descărcat, atunci cu siguranță vei vedea efectele deshidratării. Iar în momentul ăla venele arată total deplorabil. Arată ca niște găuri cumva, arată ca scheletul unor vene. Sunt niște faze în culturismul de performanță și probabil câteodată trebuie să trecem și pe acolo. Dacă sunt bune sau nu metodele astea, mai puțin contează, doar că hidratarea contribuie destul de mult la vascularizare. Dacă ești hidratat, sunt șanse mai mari să fii și vascularizat. Pe lângă suplimentele pe care le puteți folosi din magazinele suplimente, de la diverse branduri și așa mai departe, există, bineînțeles, varianta lor naturală. Vasodilatatoarele naturale sunt sfeclă, țelină, arugola, spanac și salată verde. Foarte strâns legată de folosirea celor de mai sus este conținutul destul de mare de antioxidanți, fiind surse naturale, iar antioxidanții ajută prin scăderea timpului de descompunere al oxidului nitric în corp. Deci prelungesc rata de viață a oxidului nitric. Iar dintre toate astea, cel mai important lucru este consumul de sodiu. După o masă bogată în sodiu, am certitudinea că voi fi vascularizat. Eu consum destul de mult sodiu, așa că sunt vascularizat mare parte din zi. Iarăși este o ipoteză care se poate testa ușor într-o pregătire de concurs. Sunt primele zile când faci încărcare cu apă, deci hidratare, plus sodiu. Carbohidrații sunt foarte jos, iar alea sunt zilele în care, nu vreau să vorbesc pentru toată lumea, dar cel puțin din experiența mea, din punctul meu de vedere și observațiile pe care le-am acumulat de-a lungul anilor, alea sunt zilele în care ești cel mai vascularizat, chiar dacă în următoarele zile te vei încărca, vei avea mai mult glicogen, mușchii vor fi mai plini, vezi că deci consumul de apă și pielea va fi mai subție, deci venele ar trebui să se vadă mai bine, dar din experiența mea, în lipsa sodiului și în momentul în care te încarci cu carbohidrați și scazi consumul de apă, scazi și sodiul, nu este chiar aceeași vascularizare. Trebuie să apară și alți factori, trebuie să fie cald sau diverse alte variabile. Dar, cu siguranță, cea mai bună vascularizare pe care o am este la începutul săptămânii, la începutul de peak week, unde am un consum foarte ridicat, mă forțez să beau foarte multă apă și consum foarte mult sodiu. Astea fiind spuse, sper să înțelegeți că acest video este unul educativ. Aici vă ofer doar niște informații. Sper să nu începeți să luați lingurițe de sare, sper să nu vă duceți să vă cumpărați Viagra ca să aveți o vasodilatare mai bună și să faceți alte chestii de genul ăsta. Cardio poate ajuta desigur la pompare. În primul rând pentru că îmbunătățește circulația. Doi la mână pentru că făcând efort temperatura crește și deci vascularizarea mai bună. Deci sunt mai mulți factori în joc de fiecare dată. Iarăși, demn de menționat este dieta vegană, care are mai ales o dietă vegană low fat, pentru că poți să ții dietă vegană mâncând, nu știu, cocos sau ulei de cocos sau, nu știu, ulei de măsline, o dietă low fat, care îmbunătățește funcțiile vaselor de sânge. Acum, uitându-mă în urmă, mie mi se pare că ultima pregătire a fost pregătirea unde am fost cel mai vascularizat. Poate și pentru că am fost într-o formă foarte bună. Nu ne e chestia asta, dar cu siguranță pentru că panoul lipidic a ieșit bestial. A fost o dietă low fat, cap-coadă, bineînțeles. LDL-ul l-ați văzut, HDL-ul l-ați văzut, colesterolul total, trigliceridele, adică niște analize mai bune de atât e greu să găsim. Cred că și ăsta este un factor care a contribuit cât de cât la vascularizarea pe care o am. Încă nu am pierdut vascularizarea asta, sunt la 4, aproape 5 săptămâni de la ultimul concurs, spre deosebire de alte dăți. Am probabil cea mai bună versiune de vascularizare de până acum, mai ales când vine vorba de brațe, antebrațe, gambe și, într-o oarecare măsură, și coapse. Deși în pregătire ați văzut, aveam o vascularizare foarte bună și pe midsection, doar că acum midsection-ul cu 4-5 kg în plus nu mai este comparabil cu midsection-ul din perioada de concurs.
Ca să rezumăm, ce puteți face ca să îmbunătățiți vascularizarea? Puteți să consumați legumele ce vi le-am recomandat mai devreme. Vă puteți face chiar un vasodilatator natural pe care să-l folosiți înainte de antrenament. Încă nu am făcut chestia asta, dar este pe lista lucrurilor de încercat, și anume sfeclă fiartă, stoarsă, băut sucul împreună cu un suc făcut din pepene, și când zic din pepene roșu, și când zic pepene roșu, nu mă refer la doar partea roșie, ci imediat sub unde începe coaja, partea verde, nu partea din exterior, ci partea dintre partea de exterior și miez, este o parte verde care este ușor acră. E bine, acolo se găsește citrulina. M-am gândit să fac un suc de genul ăsta cu niște pepene, bineînțeles partea verzuie, băgat în blender cu suc de sfeclă, și chiar vreau să testez ipoteza asta. Am să folosesc probabil și un gram, două de sare pre-workout. Știu că au apărut niște articole la un moment dat. Efectele sodiului sunt bine cunoscute când vine vorba de vasodilatare. Și nu uitați, bineînțeles, pre-workout-ul ajută, dar pre-workout-ul este într-o mică măsură și vasoconstrictor, deoarece conține cafeină. Iar vasoconstrictor ce înseamnă? Dacă vasodilatație înseamnă lățirea perimetrului vaselor, vasoconstricție înseamnă micșorarea perimetrului vaselor. Așa că nu uitați că există și vasoconstrictori. Dar când vine vorba de ce avem noi nevoie, eu zic că dacă vreți o vasodilatare bună, gândiți-vă foarte mult la pompare. Nu uitați că la final de antrenament, dacă chiar vreți să vă vedeți cu venele la maxim, încercați să faceți ceva cu foarte multe repetări. Mergeți în zona de arsură, încercați să țineți sângele în mușchi cât mai mult timp. Există diverse metode de antrenament, dar cam aici s-ar rezuma lucrurile. Nu în ultimul rând, înainte de încheiere, vreau să vă zic că probabil mai important decât sodiul este nivelul de țesut adipos. Câtă grăsime ai? Bineînțeles că venele nu se vor vedea dacă ești la 30%, 40% țesut adipos, obez, supraponderal. Cu cât ești mai definit, cu atât venele se vor vedea mai bine. Deci aveți chestia asta în vedere. Am văzut un foarte mare interes din partea voastră când a venit vorba de subiectul ăsta. Totuși, gândiți-vă că sunt foarte mulți factori în joc. Într-adevăr, pot fi manipulați, puteți să faceți diverse ajustări, diverse chestii ca să obțineți o vasodilatare mai bună, dar nu uitați că sunt chestii de moment, care durează foarte puțin timp. Dacă nu e vară, dacă nu ai temperatura crescută, sodiu, etc., hidratare, venele nu vor fi vizibile mereu. Și nu știu dacă ar trebui să fie vizibile mereu. Probabil ar trebui să fie vizibile când ai nevoie de ele. Deci parametrii care vă stau la îndemână sunt micile ajustări cu sodiu, carbo, temperatură, hidratare. Și cel mai important dintre toate este un țesut adipos cât mai scăzut. Cu cât ești mai definit, cu atât se vor vedea mai bine. Nu știu dacă ar trebui să fie asta un scop. Nu știu dacă ar trebui să vă dați silința special în direcția asta, dar nu decid eu cine ce vrea să facă. Eu doar v-am arătat niște informații. Eu sunt doar mesagerul. Personal nu-mi dau foarte mare silință să fac una sau alta, dar mă bucur de fiecare dată când văd vascularizare, mai ales pe zonele unde nu am cea mai bună vascularizare, respectiv pe coapse. Un lucru de menționat este că nu veți avea aceeași vascularizare stânga-dreapta. Brațul stâng și antebrațul vor fi vascularizate într-un fel, dreptul în alt fel. După cum puteți vedea, uitați cum am venele dispuse. Probabil așa le aveți și voi, la fel și pe coapse. Coapsa stângă o am mult mai vascularizată decât coapsa dreaptă, dar astea țin de genetic, sunt chestii pe care nu le puteți modifica și nu știu de ce ați vrea să o faceți. Ăsta a fost episodul de astăzi despre vascularizare. Sper că v-a plăcut, sper că l-ați găsit instructiv. Vă aștept cu un subscribe, cu un share și cu un follow la Arond Marius Gym fără capa pe Instagram. Ne vedem la episodul următor.